Români, frați români, fac apel acum. Vă rog că distribuiți acest video pentru că va fi foarte important. Și știrea o puteți verifica în presă. Președintele Ucrainei, Zelenski, Volodymyr Zelenski, acuză România că a ocupat în 1918 o parte din Ucraina. O tâmpenie, știu, dar nici nu exista Ucraina pe atunci, era numai partea aceea care a ocupat-o România era în nordul Bucovinei, Imperiul Habsburgic. Să fie clar, ocupat. Așa că fac un apel. Pe cine am ocupat noi? Noi, poporul român, am ocupat niciodată pe nimeni. Noi suntem un popor pașnic. Am scris un text pe această temă. Ori vă voi lăsa textul tot integral jos, dacă YouTube îmi permite. Ori vă voi lăsa doar link-ul ca să-l citiți textul pe site-ul meu. Văd. Deci este un pericol mare Ucraina în momentul de față, ceea ce face cu românii. Și dacă acuză pe față România că a ocupat o parte din Ucraina, pardon, uitați-vă nordul, în estul Ucrainei, cine sunt ocupanții. Nu noi suntem, sunt frații lor. Rușii. Așa că trebuie, dragi români, să dăm un mesaj clar Ucrainei. Nu noi suntem ocupanții. Noi n-am ocupat nimic. Noi acolo am fost. Românii acolo au fost, în nordul Bucovinei, Principatul Moldovei. Românii sunt băștinași. Alții au venit peste ei. Vă asigur, frați români, că atunci când Doamne ajută, eu voi ieși președintele României, situația cu românii din Ucraina se va schimba în bine.